După trei etape disputate în seria a doua a Ligii Secunde, nicio echipă nu a reușit să se distanțeze în clasament. Pe primele poziții au rămas FC Argeș și FC Târgu Mureș, la egalitate de puncte, urmate de Dacia Mioveni, Universitatea Cluj și UTA Arad. Se lupta asta în 5 și pentru promovare se va duce până la final sau pe parcurs? Eu zic că se va duce până aproape de final. Dacă nu 5, 3, sigur. Alături de FC Argeș și în lupta pentru promovare, antrenorul Cristi Negru afirmă că Dacia Mioveni și FC Târgu Mureș au cele mai mari șanse să ocupe unul din primele două locuri la finalul sezonului.